paraj de aglomerare Iaz Măceanu. A fost colmata, s-a intervenit cu 40 de și 40 de ceapari în două zile. Acum, aseară a fost decolmatat la în jurul orei 18, iar acum se încearcă soluția tehnică pentru alimentare, tratare. Încă nu se poate furniza apă potabilă, trebuie făcute analize. În acest moment aveți nevoie urgentă de ceva? Doamna prim-ministru, vreau să primarul comunei, primarul comunei Chiliile. Deci, la momentul respectiv, se fac probleme la alimentarea cu apă, presiune pe rețea. Am anunțat populația atât din comuna Cănești, sat Șuchea, atât din comuna Chiliile, să nu consume apa care va veni acum, până nu vom spune noi și vom face probele biologice, să fim siguri că este potabilă și nu vom avea alte probleme. Drumul comunal 94 este foarte afectat, se lucrează în prezent cu toate forțele care le avem la dispoziție la momentul de față pentru a-l pune în circulație provizorie până în satul Crevelești. Situația, ați văzut și dumneavoastră, este foarte rea, deci el este în proporție de 80% distrus, deci practic ne mai existăm. Apa fiind foarte mare, cu o intensitate într-un timp foarte scurt de aproape 100-120 de litri pe metru pătrat, întinzându-se pânza de apă până la 100 de metri pe această albie care o vedeți. Tot în zona Chiliile, drumul județean 102F este și el afectat, este pe versantul celălalt care duce la primărie și școală, dispensar, exact, unde este centrul comunei, de fapt. Domnule primar, ați început evaluările pentru a vă putea ajuta? Da, doamna primar, s-au început toate la nivel de Consiliu Județean. Vă rog să urgentați foarte mult evaluările. Noi vrem să vă ajutăm, vrem ca în prima ședință de guvern deja să venim cu ajutoare către dumneavoastră. Vrem să știm de ce aveți nevoie, dacă aveți nevoie de materiale de construcții, de ceea ce aveți nevoie și cum putem să vă ajutăm. Și toate evaluările terminate în cel mai mult scurt timp, ca să putem să ajutăm. Doamna prim-ministru, evaluările au fost emise deja la Prefectura Județului Buzău, doamna prefectie, la ISU, la Comitetul pentru Situații de Urgență. În cât timp le avem încheiate? Astăzi mai urmă să obținem încă 3 comune, avem Topicinul, care iar a fost afectat, și Mânzeleștiu și Ropătari. Urmau să mai vină cu niște completări. Le trimitem, le introducem în cred că până joi suntem. Nu, nu, miercuri, da, marți o să facem Comitetul Județean de Urgență să le aprobăm și le trimitem cu propunere pe dumneavoastră. Deci vrem evaluările cât mai repede ca să putem să vă ajutăm și pentru drumul și pentru a ajuta populația, să vedem care sunt cerințele în fiecare localitate, dar până nu avem evaluările terminate, nu putem face acest lucru. Dacă între timp mai aveți nevoie de apă, de alimente, până când facem evaluările și în cel mai scurt timp începem să acționăm, nu imediat să anunțați către Ministerul Afacerilor Interne. Apa potabilă este astăzi? Da, aș vrea să văd și eu unde putem să mergem pe jos. Sunt însoțită de domnii miniștri pe jos. Da.